Elevii de la liceul Alessandru Papiu Ilarian Dej, antrenați de profesorul Radu Miclea, au câștigat duminică la Șimleul Silvaniei ediția 2013-2014 a Olimpiadei Naționale a Sporturilor Școlare la disciplina volei băieți. Etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sporturilor Școlare, găzduită la finalul săptămânii de orașul Șimleu Silvaniei, a aliniat la start 7 echipe din județele Alba, Cluj, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vâlcea și municipiul București. Județul Sălaj a fost reprezentat de echipa Școlii Gimnaziale Silvania Șimleu Silvaniei, pregătită de profesorul Marius Onica. La capătul celor 3 zile de concurs, în urma unor meciuri viu disputate, clujenii de la liceul Alessandru Papiu Ilarian Dej au reușit să-și adjudece titlul de campioni după ce au învins în finală cu scorul de 3-1 echipa Școlii Gimnaziale Mihai Sadoveanu din Vâlticeni, grupare pregătită de Daniela Moroșanu. Lupta pentru medalia de bronz s-a dat între echipa Liceului Tehnic Feroviar București și echipa Școlii Gimnaziale Nifon Bălășescu Tulcea. Confruntarea dintre cele două formații a fost tranșată de gruparea tulceană, care s-a impus cu scorul de 3-2 în urma unui meci foarte antrenant. Gazdă pentru al doilea an consecutiv al unei competiții de acest gen, Inspectoratul Școlar al județului Sălaj a ținut să acorde înaintea festivității de premiere câteva premii speciale. Profesorul Marius Onica a fost recompensat de organizatori pentru performanța de a reuși să califice o echipă din Șimleu pentru a doua oară consecutiv la etapa finală. Profesorul Marin Ștefan a fost recompensat pentru întreaga activitate dedicată voleiului și arbitrajului, iar profesoara Angela Maria Lipo, director al Școlii Gimnaziale Șimleu, a fost premiată pentru sprijinul acordat în organizarea competiției. Profesorii care au pregătit cele 7 echipe prezente la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sporturilor Școlare au votat câștigătorii celor 3 premii speciale. Albu Dumitru de la Școala Gimnazială Mihai Sadoveanu Fălticeni a primit premiul pentru cel mai tânăr jucător. Teodor Călugărița, tot de la gruparea din Fălticeni, a fost desemnat cel mai bun ridicător, iar Vlad Curuia Pop de la liceul Alessandru Papiu Ilarian a fost votat drept cel mai bun jucător al turneului. La reușita turneului au contribuit nu numai jucătorii celor 7 echipe participante, ci și publicul șimleuan, bun cunoscător al acestui sport. Și competiția din acest an, pentru care anul trecut am avut tot o finală la nivelul liceilor, a fost reușită, organizatorii s-au implicat foarte, foarte mult și au reușit să ducă competiția la bun sfârșit, cu mult succes. Echipele au fost foarte echilibrate în cele două grupe. Într-adevăr, aceste centre pe care le cunoaștem, Dejul Fălticeniu, au niște copii de excepție, au duc din toată țara probabil și Șimleul Silvaniei nu se poate ridica la nivelul lor, dar sufletismul de care au dat dovadă băieții noștri, conduși de Marius Onica, a fost suficient ca să ne prezentăm onorabil și simplu fapt că au ajuns într-o finală pe țară în al doilea an consecutiv este un lucru meritoriu. În calitate de specialist în sport, chiar dacă sunteți specialist în atletism, dar cunoașteți toate sporturile, credeți că în viitor unul dintre acești copii care au fost astăzi la Șimleu vor ajunge să joace în Liga 1? Da, am văzut vreo 3-4 băieți într-adevăr de excepție, cu calități motrice foarte bune pentru vârsta lor și cu o tehnică deosebită. Este tot, va fi posibil acest lucru doar dacă vom pune mai mult preț pe jucătorii noștri interni, pe cei pe care îi formăm în aceste pepiniere la nivelul junioratului și îi vom promova spre seniorat. Dacă ne vom schimba politica, eu cred că România are de câștigat. În calitate de inspector de specialitate, vreau să vă întreb, se știe Zalău are tradiție în atletism, pe când o finală de ONSS la Zalău? Finală de ONSS în condițiile în care arată stadionul, cred că niciodată. O etapă de zonă ar fi posibilă la tetratlon chiar în anul viitor. Noi sperăm să avem și condiții pe măsură și să putem organiza odată o finală de cross sau de tetratlon. Astea sunt cele două discipline din cadrul ONSS-ului.